Doi vecini trăiau cu ani și ani în urmă în orașul Kyoto. Unul era un cizmar sărac, iar celălalt stăpânul bogat al unei pescării. Stăpânul pescăriei curăța, fuma și frigea la pește de dimineața și până seara. Un singur păcat avea, era tare zgârcit. Vecinului său, cizmarului sărac tare, îi mai plăceau țiparii afumați, dar n-avea bani de cumpărat. Totuși și-a găsit și cizmarul nostru mijlocul de a-și astâmpăra pofta de țipari afumați. Către ceasul prânzului sosea la stăpânul pescăriei, scotea o plăcintă de orez și se așeza mai aproape de focul la care se afumau țiparii. Stând așa lângă foc, prindea vorbi câte și mai câte cu negustorul, sorbind în toată vremea cu lăcomie mirosul de pește afumat. Dar negustorul a înțeles și și-a pus în minte să scoată bani de la cismar. Într-o dimineață a intrat în dugheana acestuia și, fără o vorbă, i-a întins o hârtie. Scria acolo de câte ori venise cizmarul în prăvălia lui de sorbise miros de țipar afumat. Și de ce îmi dă prea cinstitul domn hârtia asta? A întrebat cizmarul. Cum de ce? A strigat stăpânul pescăriei. Oare nu te gândești că oricine îmi poate veni așa în prăvălie să tragă pe nas minunatul miros de țipar afumat? Pentru o plăcere ca asta trebuie să plătești. Fără a rosti vreo vorbă, a scos cizmarul din buzunar doi bani de aramă, i-a pus într-o ceașcă, a acoperit-o cu palma și a prins, a scuturat ceașca așa ca banii să sune cu putere. Peste câteva clipe a pus ceașca pe masă, a atins cu evantaiul bucata de hârtie adusă de negustor și a spus: iacă, suntem chit. Pentru miros de țipar ți-am plătit cu sunet de bani. Ce mai vrei? Dar dacă socoți că nasul meu a primit mai mult decât urechile dumitale, mai pot scutura câteva clipe ceașca. Grăind așa, a și întins mâna după ceașcă. Dar negustorul cel zgârcit a înțeles morala și, nemai așteptând alt sunet de bani, a șters-o către prăvălia sa.